Bună, 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 bună. Sunt Răzvan. Bună, sunt Andreea. Astăzi vorbim despre altă expresie care mi-au trebuit câțiva ani din viață să o explic. De ce să mergi la pierdere cu bogatul și nu la câștig cu săracul? Această zicală de-a lungul anilor mi s-a demonstrat că este minunată. De exemplu, să zicem că e salariat. Mai bine să mergi pe un salariu mic într-o firmă inteligentă decât mergi pe un salariu mare într-o firmă slabă care în timp te descalifică pe tine ca om. Deci practic o să câștigi un an, doi și după aia o să pierzi o grămadă de ani, că în caz că nu știți, după vârsta de 40 de ani ești din ce în ce mai greu de angajat dacă nu ești o minte sclipitoare sau un om foarte bun. Și chiar dacă ai calități. A, absolut. Nu mai sunt apreciate, indiferent de vârstă. Da, adică, da, da. Sau te-ai angajat și... Bun. Deci am zis, bun. Ca nivel de firmă, mai bine mergi cu un adaos mic, cu o firmă bună, adică care știi că nu dispare peste un an, decât să mergi cu un adaos mare să-l vinzi la o firmă care poate să intre în insolvență sau în alte situații de unde, bineînțeles, tu ai numai de pierdut. Deci aceasta este traducerea acestei propoziții. De ce să mergi la pierdere cu bogatul și în niciun caz la câștig cu săracul? Pentru că per timp mai lung ai de pierdut. Asta este importanța. Este foarte simplu. Tu, Andreea, ai ceva de adăugat? Crezi că din experiența ta s-a mai întâmplat ceva? Ne spui despre sănătate, da? O să facem niște filmări astăzi superbe. Superbe, dar abia vă așteptăm. Nu uitați, jos în descriere este site-ul boostenergy.ro, unde care vă poate ajuta să vă atingeți visele. Pentru cine are vise. Cine n-are vise, îi rugăm să ne șteargă din canalul lor de preferință. O zi distinsă. La revedere.